timpul vizitei la Consulatul General al României de la Vancouver, ministrul de externe al României, domnul Teodor Baconski, a avut amabilitatea de a ne acorda un interviu pe care vă invităm să-l urmăriți în momentele următoare. Domnule ministru Teodor Baconski, bun găsit în cadrul emisiunii RomPost TV, ce se adresează românilor din Canada. Prezența dumneavoastră extraordinară la inaugurarea Consulatului General al României de la Vancouver subliniază importanța deosebită a evenimentului și totodată reprezintă împlinirea unui vis al românilor de pe coasta de vest a Canadei. Ce reprezintă pentru România, pentru Ministerul Afacerilor de Externe al României, această inaugurare a Consulatului General al României de la Vancouver? Poate fi privită și ca un semn de normalitate, dar și ca o performanță în măsura în care pe timpuri de criză, când bugetele se restrâng, am reușit totuși să menținem în planul nostru de expansiune consulară acest obiectiv major pentru toți românii de pe coasta de vest a Canadei. Consulatul General de la Vancouver va avea o jurisdicție considerabilă și circa 100.000 de români care în acest fel vor putea beneficia de servicii consulare de calitate, prompte, fără să mai facă distanțe uriașe până la celelalte consulate din această țară imensă. Deci este un mod prin care statul român se apropie de proprii săi cetățeni dintr-un stat prieten, membru NATO, de care ne leagă și un bun climat investițional și participarea la Organizația Internațională a Francofoniei. Suntem apropiați de Canada. Vizita mea a avut acest scop de a transmite oficialităților canadiene dorința noastră de a conlucra și mai bine, de a ne concerta pe dosare sensibile din actualitatea internațională. Suntem umăr la umăr în Afganistan. Acum participăm sub egida NATO și la operațiunile de menținere a unei zone de interdicție aeriană și de embargo asupra armelor în Libia. Dar dincolo de aceste subiecte, din păcate, războinice, avem și o agendă de conlucrare bilaterală mereu mai bogată. Suntem dornici să primim noi investiții canadiene în România și în același timp, la nivel statal, suntem dornici să îi facem pe românii din Canada să se simtă parte a națiunii române și totodată sursă de inspirație pentru reforma statului și pentru modernizarea societății românești. Între România și Canada există un dialog politic intensiv, după cum ați subliniat și dumneavoastră, că există o cooperare în domenii de importanță strategică pe care l-ați reliefat. Ce rol joacă sau ar putea juca coasta de vest a Canadei în contextul acestei cooperări? De-a lungul vizitei pe care am întreprins-o și care se încheie la Vancouver, m-am întâlnit cu toate comunitățile românești din Canada, mă rog, principalii lor reprezentanți. Am început la Montreal, am continuat întâlnirile la Ottawa, apoi am făcut o haltă la Toronto și astăzi mă aflu la Vancouver. Am dorit să acopăr toate comunitățile de aici, să le transmit același mesaj. Pe de o parte, de prețuire nedemagogică, sinceră, pentru succesul lor aici, pentru capacitatea lor de a îmbunătăți zilnic imaginea României printre canadieni și, pe de altă parte, pentru rolul lor, așa cum spuneam, în dialogul politic cu țara de baștină. E foarte important ca prin familii, prin prieteni, prin mobilitatea academică, prin business, sau pur și simplu prin internet, să păstreze legătura cu țara mamă și în același timp să știe pe ce drum o ia România, cu ce lideri, cu ce priorități strategice asumate la nivel național. De aceea sunt receptiv, deschis, dornic să aud ceea ce gândesc românii canadieni despre țara noastră, despre stadiul istoric în care se află și despre șansele ei pentru ziua de mâine.
Înființarea acestui consulat general al României la Vancouver reprezintă împlinirea unui vis al imigrației române de pe coasta de vest și totodată este rezultatul unei munci de peste 5 ani al Ministerului Afacerilor de Externe al României. V-aș ruga să vă referiți la eforturile depuse de partea română pentru acest eveniment. Să știți că, întrucât vedeam asta ca pe dezvoltare normală, nu o să mă mândresc prea mult cu această realizare. Dar aș vrea să subliniez faptul că a lipsit ceva voință politică până acum, că era pe rol de 5 ani deschiderea acestui consulat general și tocmai că acum 4-5 ani economia o ducea mai bine, ar fi fost probabil mai simplu să-l deschidem atunci și cu siguranță că ar fi fost în folosul comunității să aibă deja un astfel de consulat aici, în Vancouver. Însă eu am fost foarte motivat, vreau să deschidem în pofida crizei care e deja în spatele nostru, mai multe consulate unde se află mari aglomerații românești lipsite de acest sprijin instituțional. Și o să vă dau un exemplu, am deschis nu doar noi consulate generale în Republica Moldova, la Bălți și Cahul, dar și un prim consulat general în Marea Britanie, la Edinburgh, și avem de gând să organizăm un nou consulat general și la Catania, în Sicilia, unde se află vreo 40.000 de români care tot așa n-au o poartă la îndemână spre țară. Toate aceste eforturi se subsumează și unui proiect legislativ la care m-am înhămat cu tot entuziasmul. E vorba de proiectul legii votului prin corespondență. Despre ce e vorba? În timp ce în țară, la ultimele alegeri prezidențiale, bună oară, au votat 47% sau chiar mai mult dintre românii cu drept de vot, din cele 3 milioane de români care trăiesc astăzi în afara granițelor, s-au putut prezenta la vot doar 4,7%. De ce? Pentru că atât pot prelua ambasadele și consulatele pe sistemul clasic, cu secții de vot, câteva cabine, câteva ștampile și un lung drum de făcut de unde stai până la cel mai apropiat consulat sau până la ambasadă. Votul prin corespondență aplicat cu bune rezultate în foarte multe state ale lumii ar putea antrena în acest efort civic de selecție a clasei politice și a proiectelor majore pentru România de cel puțin 10 ori mai mulți români decât până acum. Eu știu că românii din diaspora vor să țină legătura cu țara, trimit bani acasă în proporții covârșitoare, miliarde și miliarde de euro anual, intră în economia reală pe baza contribuțiilor concetățenilor noștri din diaspora și mai mult decât atât, e vorba în general de români pe care distanța de țară îi face și mai patrioți, de români cu discernământ, educați, care pot influența direcția de mers a țării în modul cel mai pozitiv și concret. De asta am să vă rog și pe dumneavoastră, românii din vestul Canadei, să priviți acest proiect de lege cu seriozitate. El nu e un cadou, este de fapt un instrument prin care vă veți putea exercita un drept constituțional și să sprijiniți pe căi civice și democratice, așa cum veți crede de cuvință, adoptarea lui în Parlamentul României. În anul 2008 ați primit Legiunea de Onoare a Franței franceză pentru semnarea la București a unui
parteneriat strategic care a fost și implementat dintre România și Franța. De asemenea, anul trecut ați semnat documentele necesare creării unui nou parteneriat cu Spania, pe când un asemenea parteneriat dintre România și Canada. Prezența încă din anii 80 a tehnologiei canadiene la reactoarele nucleare de la Cernavodă constituie o pârghie majoră de interacțiune între cele două economii și cum noi avem de gând să extindem acest program, mă gândesc că există cel puțin baza tehnologică, economică pentru ca relația să primească un soi de upgrading în privința asta. Nu m-am gândit, sincer, să propun acest lucru. Vom analiza dinamica relației în următoarele luni. Am pregătit aici și calea unei vizite a președintelui României, fie la sfârșitul lunii septembrie, fie la începutul anului viitor, 2012. Și cred că pe fondul dialogului politic la cel mai înalt nivel s-ar putea, dacă și partea canadiană este interesată de o asemenea formulă, să ne legăm și mai tare printr-un document politic cu un conținut mai ambițios. Comunitatea canadiană de origine română din Canada, întreaga Canada, așteaptă cu mare nerăbdare intrarea în vigoare a acordului pentru securitate socială dintre România și Canada. Știm că România a depus eforturi deosebite pentru ratificarea acestui document. Ce mai trebuie făcut pentru finalizarea acestui proces și pentru intrarea în vigoare a acestui acord? Sigur că acum Canada intră într-o campanie electorală. Sper ca românii să-i preseze pe candidați și în Quebec și în alte locuri la nivel provincial, pentru ca ratificarea în Parlamentul Federal să producă cât mai rapid. Avem și alte subiecte în lucru în materie de cadru juridic bilateral și un memorandum de înțelegere pentru mobilitatea tinerilor, pentru mobilitate academică și un acord pentru protejarea reciprocă a investițiilor. Am discutat la Ottawa toate aceste subiecte și ele au intrat în sistem, acum vor fi digerate, metabolizate. Le vom menține pe agenda până la rezolvare. Care este mesajul dumneavoastră pe care doriți să-l adresați canadienilor de origine română din Canada? Patriotismul românesc, loialitatea față de România, nu e în niciun fel în contradicție cu fericirea și realizarea lor profesională în această țară extrem de frumoasă, de vastă și de democratică. Sunt norocoși că se află în Canada, după câte mi-am dat seama. Norocul acesta nu trebuie să-i facă egoiști. După mine, cred că e bine ca fiecare să păstreze prin biserici, prin ambasadă și consulate, prin prieteni, prin familie, o legătură cât mai bogată cu România. Cred că, în ciuda distanței, ar fi bine ca foarte mulți români de aici să vină pur și simplu în țară pentru a mai vedea cu ochii lor că România se mișcă într-o direcție bună, se află acum într-un efort monumental de reformare a statului, a instituțiilor și a legilor pe baza cărora funcționează până la urmă educația, sănătatea, școala, toate sectoarele prin care o societate se definește. Sunt convins că ei fac deja acest lucru. Există, din câte am văzut, o diversitate remarcabilă de publicații, FM-uri, de emisiuni de televiziune, și bisericile, parohiile încearcă să organizeze împreună cu asociațiile școli prin care limba română să fie în continuare păstrată de la o generație la următoarea. Am fost și la Toronto, unde s-a deschis un lectorat de limba română. Deci și aici statul român a făcut efortul de a trimite un lector, de a-l plăti.
Cei de la York University au înscris în curriculum acest lectorat și sunt convins că asta va atrage și români, dar și canadieni, constituind o punte suplimentară între cele două țări. Domnule ministru de externe al României, Teodor Baconschi, vă mulțumim pentru participarea în cadrul emisiunii Rompos TV și vă dorim un deosebit succes în tot ceea ce v-ați propus. Vă mulțumesc și eu, să ne revedem cu bine!